Micuțul Oli și pietricica albastră. Oli ținea în braț o pietricică. O găsise la poalele unei margarete și se hotărâse să o păstreze. Această pietricică nu avea o formă anume. Nu era nici grea, nici dură, dar era o pietricică albastră. Mai albastră decât oricare altă pietricică pe care o văzuse vreodată. Iar cu această pietricică strânsă la piept, Oli și-a început drumul. Mergând prin pădure, a întâlnit un porc mistreț. Ce anume ții în brațe? L-a întrebat animalul uriaș. O pietricică albastră frumoasă. Uite! A răspuns Oli ridicând-o ca mistrețul să o vadă mai bine. Și pentru ce e pietricica asta? Încă nu știu, a spus Oli. Dar într-o zi sunt sigur că îmi va fi de folos. Cu o pietricică atât de mică, chiar nu poți face nimic, a spus mistrețul râzând. Îți pierzi timpul cărând-o cu tine peste tot. În locul tău aș arunca-o și m-aș uita mai degrabă după rădăcini și ghinde pentru iarnă. Oli nu a răspuns. Doar a continuat să meargă mai departe cu pietricica lui în brațe. Lângă un stejar a văzut un lup care îl privea curios. Ce-ai în mână? L-a întrebat lupul. O pietricică albastră, a răspuns Oli arătându-i-o. Și ce faci cu ea? Încă nu știu, a spus Oli, dar într-o zi sunt sigur că îmi va fi de folos. Cu o pietricică atât de netedă nu poți face nimic, a spus lupul arătându-și colții. Îți pierd timpul, mergând cu ea peste tot. În locul tău aș arunca-o și aș căuta mai degrabă o piatră ascuțită care să te ajute. Cu ea ai putea să-l sculptezi bețe și să te aperi în pădure. Oli nu a spus nimic. Și a continuat drumul cu pietricica strânsă la piept. După un timp, a ajuns într-o poiană, în care trei spiriduși se jucau cu piluțe colorate din marmură. Ce ții acolo în brațe? L-au întrebat spiridușii în cor. O pietricică albastră, a răspuns Oli, arătându-l. Și la ce folosești? Au continuat spiridușii să întrebe. Încă nu știu, a spus Oli, dar sunt sigur că într-o zi voi avea nevoie de ea. Cu o pietricică atât de plată, nu poți face nimic, au râs spiridușii, ținându-se de burtă. Îți pierzi timpul cărând-o după tine. Mai bine te duci să cauți biluțe rotunde din marmură, frumoase ca ale noastre, ca să ne jucăm împreună cu ele. Oli i-a lăsat în pace. Nu le-a spus nimic și și-a continuat drumul cu pietricica lui în brațe. După puțin timp, în vârful unei roci înalte, a văzut o fetiță plângând. Aceasta, zărindu-l pe Oli, și-a șters repede lacrimile. De ce plângi, fetiță dragă? A întrebat-o Oli ținând pietricica la spate. Fără să spună nimic, fetița a scos o păpușă de pânză din spatele ei și a arătat-o. Păpușii lipsea un ochi. În locul celui de-al doilea ochi, care dispăruse, nu mai era decât o gaură mică. Plâng pentru că păpușa mea nu mai are un ochi, iar toată lumea îmi spune să o arunc, dar eu o iubesc și nu vreau să mă despart de ea, a spus fetița suspinând. Auzind acest lucru, Oli i-a arătat pietricica lui albastră, care era exact de aceeași mărime și culoare precum celălalt ochi al păpușii. Încearcă asta, a spus Oli. Și-au dat seama că pietricica mult îndrăgită de Oli era, de fapt, ochiul care îi lipsea păpușii. Toată lumea mi-a spus și mie să o arunc, a zis Oli zâmbind. I-a dat fetiții pietricica. Se potrivea perfect. Mulțumită lui Oli, păpușica și-a regăsit privirea strălucitoare. Eram sigur că într-o zi îmi va fi de folos, a spus Oli foarte fericit. Apoi, fetița i-a dat lui Oli un fir de păr care se desprinsese din capul păpușii. Era, de fapt, un fir de sfoară roșie, moale. Oli i-a mulțumit fetiței, a băgat sfoara în buzunar, iar cei doi și-au luat la revedere. Oli și-a continuat drumul. Avea un sentiment că sfoara aceea îi va fi de folos într-o bună zi.